Bună să vă fie dimineața, dragi oameni, uitați-vă cum trec și cum mă zbat, este 6 dimineața ceas, mergem la muncă, astăzi o să vă demonstrez ce înseamnă munca în distribuție, ne întoarcem la munca în distribuție. Nu prea am vrut să iau cursa asta, că nu mai știu ce am pățit. Ultima oară când am fost și am făcut distribuție, mi-au dat 12 încărcări și 4 încărcări. 12 încărcări și 4 încărcări. Ca să vă dați seama ce e la curul tău, că n-ai 12 încărcări cu tirul printre cășile oamenilor, printre alea. Dar o să vedem ce se întâmplă, pentru că oi vreau să fac chestii, dar nu mă e atât de ușor cum era odată. Odată anulam cursa, nu voiam cursa, nu plecam de casă. Acum, dacă mi-aduc aminte, ieri am ieșit din magazin, 4 cutii de lapte praf, 40 de lire. Să mă bată mama. Nu mai faci ce mai vrei tu în viața asta. Mai faci ce trebuie. Hai la muncă, trânture. Și până la urmă ar trebui să privim partea bună a lucrurilor, dragi oameni buni. Decât să duci pe noaptea să te chiol bâhăi, mai bine te duci pe ziua. Mamă, o să ploaie afară, o să am 30 de desfaceri de laterale. Dar vedem, vedem. Vedem ce camion mai conducem. Am să și curios. Bă, băiatule, bă. Ăștia aveau numai din alea fără oglindă, acum a cumpărat cu oglindă. Mama. Cumpărat cu oglindă, bă, aveau 2021 din alea doar fără oglindă. Și acum ce s-a întâmplat, că dintr-o dată au început să apară 2022-2023 cu oglinzi. Îți dai seama? Care o fi afacerea? Să înțeleg că alea fără oglindă, alea cu oglindă normală sunt mai bune. Având în vedere faptul că sunt locuri în locuri de parcare, mă duc cu gândul că nu este atât de busy. Știi? Mi-e frică să mă duc la birou să mă bată mama dacă nu mi-o fi, din cauza că s-ar putea să primesc job din ăla anticapat. De mă doare mintea. Parchez cu ea lângă BMW-ul ăsta. Are pachet M să mă bată mama dacă nu. Măcar să stea pe Peugeot-ul meu. Ce să vă spun, dragi oameni buni, că mă culcai dacă nu mai vine de o oră. Intrai la 7 la ăștia aceia și e 8 jumate, o oră dormi prin cantină, că am vrut o canapea întinsă. Așa că trebuiau să mă trimit acasă și mă confecționară un fel de job care o să vedem astăzi împreună cum arată. Pentru că mare parte am făcut vreo două curse din nimic, în așa fel încât să nu trebuiască să mă plătească să mă trimit acasă. Da? Va trebui să conducem în vlogul de astăzi acea Scania R450. E și super dacă e. Ce-i? Aude ce conduc să mă bată mama. Scania super. Amin. Așa, din 2018. Este destul de folosită, să fiu sincer. Așa te urci în ea. 2 curse, în prima cursă transport numele de matriculare până liți. Și într-a doua va trebui să iau o remorcă din liți. Și nu dai seama că o mașină sau un camion este folosit tare. Vezi? Rezistența pe care o depune o ușă atunci la închidere și la deschidere spune foarte mult despre o mașină. Din punct de vedere cam cât de folosită e sau nu e. Aute, sunt în delfineală. Piratul din Caraibex. Eu sunt. Ne instalăm mașinii el, dragi oameni frumoși. Și eu la muncă. Mă așteptam să fie mult mai rău azi, să fiu sincer. Dar trecută când am lucrat pentru ei, pentru distribuție, a fost rău, rău de tot. Ca altorii, că gândiți-vă și voi că 700 de încărcări, 455 de încărcări. Îți dau așa, deci că nu-ți mai trebuie. Știi? Dar s-au schimbat multe de atunci din cauza că au cumpărat dubelele, că am mai băgat eu pe dube. Am fost pe aici și am băgat joburi pe 7 turni jumate, știi? Au cumpărat dubelele și s-au schimbat chestiile de atunci. Ah. Limerez, mă, din prima.
Mă enervează husa asta de volan, dragi oameni buni. Dar probabil sacop volanul, singura chestie care poate fi. Sacop volanul. Și de murdărie foarte tare pe mâini și a pus husa asta. În cauza că stau prea mult în soare unele volane, cam toate stau. Ajung în puncte de oboseală maximă. LS12. Ce le calculează, bă, băiatule, bă. LS12 6HQ 6HQ 6HQ, da. Așa. Mamă, mi-a fost dur, bă, băiatule, bă. Mamă, mi-a fost dor, bă. Scăniuța fuge, Coxo ajunge și Coxo conduce. Săniuța fuge, Coxo conduce, Coxo conduce. Nimeni, bă, nimeni nu poate să compare. Are confort, bă, confort. Și alii, alii, bă. Ce-a văzut la Scania cu ultimul model cu S-ul ăsta? E altceva, vine din altă schemă. V-am mai povestit eu. Conduceam cam pe fiecare zi Scania. Aveam S-ul ăla la marc. Știi? Și am fost nevoit să conduc DAF. Bă, băiatule, când am cuplat remorcă după ce a merge cu Scania și a face cuplări pe fiecare zi de remorci cu Scania, mi-era frică să nu lovesc DAF-ul la cuplare. Deci așa, ca să faceți o comparație cam între una și alta, așa. Adică, nu știu, poziția scaun volan, modul în care vezi în oglindă, mod suspensia pe cabină, e din altă lume, din altă epocă. Ești mai în față, o leacă să te ștergi jumate. Mamă, ce mă enervai azi dimineață când intrai, când se intru aici la sens. Bă, veni unul după mine, cred că avea mașina automată. Și eu până o îngrămădesc pe a mea până-i schimb, la mine durează. Am și motor de 1.4, nici nu mă dau să schimb în 4.5 mii, că nu-mi trebuie mie așa. Știi, mă duc la muncă și nu mă duc departe. Ca idee, dacă e. Și... Bă, băiatule, veni din spate, mai avea un pic, mă-l văd din oglindă. Mai avea un pic să dea mine, mă. Să dea mine, că... Eu am impresia că singura mea explicație logică e felul următor. El în momentul ăla călca cu amândouă picioarele accelerația și cred că a avut cutia automată, știi? Și când ai cutia automată, singura ta grijă. Și izolația alta, bă, în cabină, bă. Și când ai cutia automată, singura ta grijă este să calci accelerația cât vrei și cât poți. Și dacă ești ciufut dimineața și vrei să te duci tare, că te duci tu în rai, chiar calci accelerația, chiar poți să... Am zis că nu mai vin pe partea asta, dar acum fost doar cu capul tractor gol. Mai bine ies colo, unde prind semaforul și semaforul mă ajută să mă încadrez de intersecția asta. Mai ales că e remorcă foarte grea, există să te duci pe partea aia. Cum ieși eu din curtea că făceam stânga, dreapta la următorul sens și stânga la următorul sens, ieșeam acolo, știi? Și dacă ieși la semaforul ăla, și cutia leagă altfel treptele, bă, cutia la Scania, bă, și la Volvo la fel. Când ești învățat să conduci poșirci, ia uite-l, bă, și ăsta pică de în sânge să-l bată azi, să înșiră pe aici pe bord. Bată-te norocul să te îndoaie apa azi. Bine că picaș. Pică mortăciunea jos ca nu să le pinuie parbizul curat. Of, Doamne! Stai să mă încadrez cu alea așa sub pot. Stai să mă încadrez cu alea sub pot să pun GPS-ul, ia uite-l, sub pot. Să-mi băga sub pot, dragi oameni buni, sub pot, să mă bată mama. Sub pot, stau sub pot. În fața ta mi se rupe inima. Lipește-te, mă, bine, dă-te în sânge să te bată, amin. Hai da, mă. Uite și Baucărsul. Ieri era să prind ceva la Baucărs. Era să prind ceva pe motiv a sunat Spasable. Dar n-am prins. Am prins-o pe asta aseară destul de târziu. Și n-am vrut să o iau pe asta aseară, să fiu sincer, dar am luat-o din cauza faptului că
să fiu sincer, e greu cu cheltuielile, bă. E greu rău cu cheltuielile, dragi oameni buni, vă spun drept. Ăsta a avut pistol și am ceva air leaking la unde a avut el pistolul băgat. Dar nu mă deranjează. Hai. Deci în Lidz este prima oprire, sunt fără remorcă. Prima cursă este predarea acestor numere roșii. Ma, aude. Bine leagă treptele să mă bată mama, dacă nu. Amin. Deci ca să vedeți și voi, dragi oameni buni, cum am șurubat vlăduța azi noapte de vreo câteva ore anulate de somn. L-am luat în brață cam pe la ora 10 maxim. Buf. Așa picăm și mai devreme, la vreo 9, dar am fost la sală, au trecut timp, aveam ceva de editat, am editat, am dat cu ele sus. Am mai stat după calculator. Știi? Mai ales că acum am schimbat programul de editare și tare pare mi se că și-a făcut niște update-uri și editează mai greu dacă arăta video ia să mai bună. Știi? Deci eu cred că se merită. Acum vedem cum evoluează lucrurile. Bă, băiatule, bă, azi noapte la 1, cine mă era ca el că împingea cu picioarele în sus, pătura prin pat, așa, că el doare în mijloc între noi. Mă, zic, ce avea copilul ăsta, numai așa făcea cu picioarele și că, zic, arunca, ca cu praște arunca pătura așa. Mă, trezâi la 1. Apucasem, șurbasem vreo câteva ore. Mă, trezâi, luai bidonul, îi făcui lapte la lăptai. Băi, zic, s-o culca. După ce la lăptai, băgai sujucul, știi? Ce bine să vede în oglindă, bă, n-am nicio treabă, bă. Poziția asta, scaun, volan, vezi foarte bine în oglindă, nu știu. La alte camioane lipsește asta, lipsește, să fiu sincer. Te obișnuiești și cu altele, dar când vii de pe un DAF, de exemplu, de pe un MAN, apreciez asta la Scania. Mi se pare că oglinda, vezi altfel în ea, e pusă altfel la ce e pusă cu mâna. Uite și ăștia, merg, uite și ăștia, uite ca să vezi. Ca să vezi la ei, merg, am mort. Vă luați Jeep-uri, Land Rover, Land Rover. Ăla cu BMW-ul măcar sau ce care treabă undeva, dar voi nu pot, bă, cu capul tractor vă depășesc pe autostradă și că sunteți mortăciuni. Parcă vă duceți nicăieri, parcă vă duceți la spânzurătoare. Pleci de acasă mort așa pe autostradă să mergi cu 80-85, cât îi prinde eu cum... cu ăsta, cu Scania asta 54. Așa mergi, am mort așa, în fine. Bă, la lăptai, după ce la lăptai, a început să vorbească, bă. Început să gongore pe acolo prin pat, nu mai tăcea. Doamne! Așa a trecut timpul, legăneai o jumătate de oră, nimic să dure. La un moment dat nu mai putui. Mă zic, ce are, eu fi prea cald. Opri centrala. Dă-i drumul la geam, să intre aer ca lumea în casă, curat. Zic, eu fi prea cald. N-a avut ce să fac, dragi oameni buni, că asta mă să câie până pe la ora 4. La ora 4, beca prins, luat în braț. Să vezi ce decerta, să vezi ce spunea el, ce gongorea el și ce bălmăjea el acolo pe limba lui. Într-un final, după ce obosul o leacă să culcă copilul, bă. Și așa am fost toată noaptea. Dar nu știu de mă culca el așa, corea, că și-au o canapea. Dacă ați băgat pe la vreo și dacă sunteți familiar cu... Ia uite și tu, stau să-i depășesc mortăciuni, ia uite și tu, ia uite să... Stau să-i depășesc cu camionul, ca să vedeți și voi. Și au o canapea, mă întinse acolo tată și mă culcai de venire aici și mă trezără. Dacă vă zic că n-au job și chiar n-avură job, ei confecționară ceva, acum că din cauza aia n-au remorcă după mine. Știi? Mă duc în convecționare un job din Lidz care se descarcă în rugby și de acolo vin gol acasă, s-ar putea. Deci în convecționare ceva că n-a vrut de muncă. Ca să vedeți ce înseamnă să te duci la muncă pregătit de orice. Și dacă ai fi în stare să-ți faci cel mai rău scenariu, adică să te duci fiind pregătit să faci 20 de descărcări, 15 încărcări, da? Și te bucuri așa când îți vine din asta, o cursă din asta, iei remorcă de colo, o descarci colo și te torni înapoi. Astăzi trebuie să mă duc în 8 ore, dacă mă învârt bine, mă duc în 8 ore. Fiind ceasul, ăsta are ceasul dat înapoi, mă, camionul ăsta. E 8.50. La 4, dacă mă învârt bine, mă întorc, da. Plus că ăsta merge. Văd că spre deosebire de colegul care cred că e limitat pe 85. Cu pau cărțul. Și la ăștia mai bag joburi.
E mare lucru să te duci la un loc de muncă, mai ales cum zic eu, agenție, să fii pregătit pentru orice. Eu mă așteptam la descărcări multe, încărcări multe, dar spre fericirea mea, te mă duc așa să mă bată mama, bă, malu, bă, degeaba ai 500 de cai, că eu am 450 oute. E mal. E mal, mal. Ia uitați-vă aici vreme, dragi oameni buni. Ia uitați aici ce relax. Ce relax mă plimb să mă bată mama, uitați-vă aici numai. Mamă. Ploaie de sus frumos. Are și șoferia asta, ciobănia asta cu regim deschis, frumusețea ei. Gata, ne blocarăm? A, da, ne blocarăm, hai. Hai ca ta și fu. Hai ca ci. Gata, vom bombarda răz, nu? Ce vorbești, mă? Of, 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 of. Ce ușiță era la Ford acolo de ori desfăcut și aruncă ceva în spate. Bată mama dacă... Vezi acolo unde scrie logo ăla cu Ford? Apasă pe un buton și se deschide așa. Ce, bă? Ce ne ridică tehnologia asta, dragi oameni buni. Dar ne și bagă în depresie, că virgulă confortul. Dacă mă urmăriți pe mine de la un timp de vreme, eu chiar refuz zi de zi zona de confort și eu refuz la maxim. Dar mintea îmi joacă feste, dacă e să ne amintim perioada de azi dimineața. Adică eu practic la bază aș vrea să fie un job ușor în zi, fiecare zi de zi, dar aia e tot zona de confort. Știi? Hai rău, hai. Hai, 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 așa, bravo, bravo. Nu știu dacă am fost la garajul ăsta, la depoul ăsta aici, la garajul ăsta în Leeds. Deci mergem la Monty în Leeds. Au mai multe garaje pe aceea, în Leeds, în Birmingham sau în Rugby. Mi se pare că Rugby am fost, dar vedem astăzi. Aici nu mi-aduc aminte să fi fost. Nu mi-aduc aminte să fi fost aici. Pe aici mergeam și făceam livrări la Menzies, aici după Sens, să făceam undeva după podul ăla și implicit după Sens, după pod făceam undeva dreapta și vreau la o firmă acolo în curte. Dar nu mi-aduc aminte pe aici să fi fost la vreun depou de Montgomery. De bine, în fine, n-am fost de foarte mult timp la Montgomery, așa că se poate inclusiv să-și fi cumpărat. Montgomery e o firmă foarte mare. Au baza în Irlanda. Din ce am înțeles, din ce am vorbit, au bancă. Dețin foarte multe chestii, inclusiv fac remorcile la Montracom. Știi? Este o firmă foarte mare, Montgomery, nu că mare. Și pe aici, în dreapta? Pe aici mergeam și la asta, mă, și la Menzies, aici livram la Menzies, în gangul ăsta. Și unde e aici, mă, Montgomery? În capăt faci stânga. De ce? Bă, băiatule, bă, băiatule, uite aici limbra la Menzies, în dreapta, acolo. Aici, în curtele ăștia. Ce-am pățit prima oară până să găsesc. M-am băgat picolea pe străzi, abia, abia, cu greu am găsit. Cu ajutorul companiei, că m-au ajutat ei, m-au îndrumat ei. Că într-un fel se numea compania Pacte, într-un fel se numea... Și aici? Da, mă, da, uite aici era, bă. Ia uite, bă, aici au curtea lor aici, da, bă. Și-mi deschiseră și poarta, de unde mă văzură? A, nu. Am fost și aici să mă bată mama. Da, am fost și aici. Cred că asta e singura remorcă care ar putea să o iau.
Deci cu asta mergem la rugby, e numai una. Bă, hurța asta parcă era mai mare odată, bă, sau când veneam eu pe CIA. Dar mi-aduc, îmi pare familiar, sigur am mai fost cel puțin odată aici. Deci este vorba despre o remorcă încărcată, asigurată, tot ce vrei. Ce repede bagă în viteză, băi, Scania, bă, ce-ai? Nu stă, bă, ca ăștia, ce-ai? Uite, ăsta că m-ai dat în față, a băgat în viteză, direct. Ceea ce reprezintă vii cu spatele către remorcă. Ai un alt fel de view când vii cu spatele, uite. Cu ce repede bagă în viteză, vezi? Ce repede o manevrezi, bă, băiatule, bă. Altfel vezi în oglindă, uite. Ai o precizie în viraj, precizie în manevraj. Ai văzut cum ai luat-o? Frumos și corect și corespunzător. Așa se face, dragi oameni buni. Te recomand dacă se activează cumva. Nu mai știu cum să mai folosesc telecomanda asta. Hai că te văd cu ea. Gata, se activă. O ridic acum. Bun. Deci avem, uite, aveam butoane cu alea, dar uitasem de degrad, n-am găsit Scania, nici nu mai știu, bă. Foarte tare butoanele astea, duce în spate, apeși pe ăsta, ridici în sus. E ce trebuie. Și avem una bucată de murcă, dragi oameni buni. Se egaliză, bă. Care se încă direct comandă. Așa e egalizat. Avem una bucată de murcă încărcată cu paleți. Paleți 9 euro. Da? Din față până în spate, clar, veste grămadă. Ce aici, auzi? Ce aici, auzi? Ce are cu metru aici? Are inclusiv găleata din aia să te ștergi pe mâini. Ce are omul aici, auzi, băiatule, băi? Vei că nu trebuie decât numărul de matriculare. Și mai întrebe. Stai în ploaie că ai valoare. Farul s-a prins, da? Stai așa. Să pun avarele să văd dacă am semnalizări. Știi? Siguranța la cui e pusă. Remorca o controlai. Are palez 1 euro. Clăia peste grămadă. Toată e full. E asigurată marfa. Ce să fie asigur la aia? Semnalizări văd că merge, avem. Ce să fie asigur la aia? Ai întrebarea. Că să fiu sincer, nu prea ai ce să asigur la aia. Ce să asigur? A, te urci sus, asigur. Ce să asigur? Ce să asigur? N-ai ce să asigur. Înțelegi? Mergem încet. La bază. Că despre asta este vorba. Despre cea mai bună Kinga e șoferul în viața asta. Amin. Cauciucuri am. Am și cauciucuri. Am și tot ce trebuie. Am mai fost aici la depoul ăsta, dar foarte de mult nu mai știam că aici există depoul lor. Bine că se tai și indicatorul 15-2 KV-2-3-0 de KV-2-3-0 AB AB KV-2-3-2-3-0 AB, da? Pe care mergem așa și dăm 5 aici, 5 și schimbăm 15-2. Dacă vă întrebați de ce faci așa, este pentru că sunt murdar pe mâini de multe ori. 15 feet, 2 inch. Așa, cam astea ar fi toate setările pe care trebuie să le fac. Calculare. Că mi-era frică, dragi oameni buni, că zi, că o să am o zi grea. Este mult mai ușoară decât noaptea pe care am avut-o mai alteri. Să-mi vadă, m-am văzut vlogul ăla. Dacă nu vă îndemn să-l vedeți. Aproape 2 ore. Cel mai lung vlog de pe canalul ăla e. Aproape 2 ore, 13 ore de muncă pe tir, ceva de genul. În cabina unui camion, ceva de genul a fost. Bă, așa e ea de înaltă. Eu o echilibrai și apare că e echilibrată și în bordul camionului, deci. Oh, numerele, unde s-a luat numerele, bă, dau numerele ăsta, bă. Da, bă.
Aute cum trece cu metru cu pateu, să mă bată mama. Mă îndăduc cu metru niște ecrane pentru monitor de pus aici așa. Ia uite, să-l las tot în rugby. Deci am 2 ore până în rugby. Opri wifi-ul la camera ta de pe cap, că am impresia că mă dereglează la creier, că-mi fute mintea, cum s-ar spune, știi? Remorca e foarte ușoară. Foarte ușoară. Out. Bă, cred că m-a urmărit pe tracker, mă. Cum ieși mă el afară exact când văzut că vin eu? Mă gândesc că m-a urmărit pe tracker. Da, 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 se poate. Am și camera acolo în cabine care mă filmează în timp ce mă filmez și eu. Sunt filmat din toate pozițiile, dragi oameni buni. Cel mai urât lucru mi se pare că mă dau jos să mai facă de un pipi din asta pe la roată. Că mi-e frică, scoate vreunul telefon și mă filmează așa la a treia oară, din al treilea unghi. Știi? Și e periculos cu filmările ăștia, ce unde mai apar. Deci de aici până acolo se face undeva la 2 ore de mers cu camionul. Coborâm pe unul jos. E la patron, e barosăneal azi. Astăzi din o zi grea pe care eram pregătit să o îndur, prin ploaie și prin ger 15-20 de scărcări, se transformă într-o zi în care, bine că ieși cu metru afară, că îi lăsai numere de matriculare la roșii, că uitam de ele. Se transformă într-o livrare de numere roșii, într-o cuplare de remorcă, luare monitoarele și duce la Ruby. Și cam aia e. Mă dusă tare bine GPS-ul ăsta când vine vorba de lead-ul ăsta aici. Din cauza faptului că mi-aduc aminte că din cauza afișajului Sirius-ul mă făcea ca atunci după ce ieșeam după M62 că te bași pe un M nu știu cum. În fine, alt M, acolo mă încurca și mă băga în oraș, mă stresea. Stresea. Ăsta nu se bine. Mă duc să bine, așa, de acum încolo știu. Careva, cum îmi spune, acum încolo, vezi care e chestia. Că atunci când păstrez elementul surpriză, mintea mea se întreabă unde mă duc, ce fac, știi? Și când mă întreb unde mă duc și ce fac, de foarte multe ori, de exemplu, stau și mă mir de mine, așa, zic, bă, oare chiar nu știu eu, mă, unde au ăștia din ăștia Montgomery, unde au depou în Leeds? Înțelegi? Că dacă aș fi putut să-mi răspund singur la întrebarea asta, ha? Nici n-am fi pus GPS-ul, gen. Hai totodată, lasă-te pe ea în jos. Lasă-te pe el în jos, că cu cât dau mai repede și mă uși descarc în rugby, cu atâta o iau către casă înapoi. Deci aici facem dreapta, cât te limităm, mă, 50, că sunt lucrări. Stai că eu să mă găsesc pe partea dreaptă, pentru că e o bandă închisă acolo, da. Eu trebuie să rămân pe M1. Îmi povesti băiatul ăsta și traseul inclusiv. O zi minunată, dragi oameni buni. Zile din asta tot ai. Stai, plouă, relax, am telefonul cu o doar de blochez ecranul și îmi pun o muzică de aia populară, corectă. No stres, astăzi am chiar o zi. Mamă, ce o spăți făcui aici, dragi oameni buni. Mâncai o leacă cu o jumătate de oră, chiar 31 de minute. Uitați-vă ce găuri are colegul în rezervor. 2 Bă, și v-am spus, nu mai puneți, bă, v-am spus până... Fain, m-am luat adică din parcare. Îl vezi ăla? Au ce proțape și ce nebunie are pe acolo. Și pictură pe el și alea. V-am spus, nu mai puneți, bă, sigilii pe rezervoare și de-ștea. Uite ăsta mai avea un pic și rupea oglinda. Vă grăbiți rău, bă, viața mea. Aia. Nu mai puneți, bă, sigilii pe rezervoare, că vă sparg ăștia rezervoarele. Și dai de un dușman din ăla care sparge în partea de jos și scurge o tonă de motorină prin parcare, chiar dacă nu ți-o fură el. Îți scoate pompa, ți-o aruncă prin boscheți. Mai multe rele îți poate face. Pompa aia e 500. Vin ăștia cu pompa în spate, ți-a 500 și pentru pompă. Au, doamne, doamne. Și partea cu pompa e cea mai ieftină. Dar închipuiesc să vină să-ți facă schimbarea de rezervor în parcare. Te doare mintea.
Te doare mintea și capul? Mergem încolo, mă opric să mănâncă, nu mai puteam așa, nu mai alea. Știi? Tu așa vreo jumătate de oră, nu mă grăbesc nicăieri. Nu să tu mai mult de o jumătate de oră, că vreau să mi se reseteze tahograful la rugby, ca să am 4 ore jumate să mă întorc înapoi. Știi? Acum am 2 ore și 19 condus. Mai bine până acolo mai conduc o oră jumate, așa ce tahograful. În 4 ore mă încadrez să ajung acolo. După aia către casă, după cum estimez, mă întorc gol din ce ziseră băieții. Așa că totul decurge conform planului. Îi dăm încă trei încolo la patron, corect, corect, corespunzător, așa. Să vedem cum o fi. Bă, dar ăștia o grămadă de depouri, bă. Deci în depou să are că n-am fost, hai? Sunt la depou la rugby suntem. Pe M1 în jos la ieșirea 18, parcă fă. Da, ieșirea 18 asta. Am fost aici, oare, mă, să mă bată, mamă. Și că s-ar putea să descărcăm remorca asta în garaj. Să găsim mai întâi garajul, unde e? Țai de cap, îngrace aici. La Noniton, Noniton. Nonitonul ăsta poți să vii de pe M6 pe el. Of, 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 dar ce frumos plouă afară, dar cu miros de primăvară, of, of. La, 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 la. Nu mai mi-aduc aminte pe aici pe la rugby. Dar acum stau cu ochii peliți ca data viitoare să știu unde-i, de, unde-i garajul ăsta. Fii atent că aici e zonă foarte mare industrială, văzui de morți de Tesco, văzui de... Stai mă că eu vreau să mă încadrez în dreapta încoa. E un pod de 12-6 pe aici undeva. E Tesco, e drift. Tesco, fii atent că Tesco aici. Sunt multe firme în gangul ăsta aici. Bă, au știu. E podaci în față, mă? Bată, mă. E pod în fața ci să mă bată, mama, dacă nu. Pod într-o milă. De capul meu. Mă duce drept în față către podul ăla, mă. Bă, eu am 15-2, bă, unde mă duci în față, că e 12-6 podul ăla. Bă, băiatule, unde mă duce, bă, ăsta, bă? Stai că mă iau o intersecție acolo. Mama, mi-e frică să nu dau un pod să mă bată, mamă. E pod aici, mă bată norocul. Ia uite, mă, să vă cu inima mine mică, bată-te norocul pod. Nu ăsta, nu, că e mai în față. Hai că mai în față, e mai în față, mai în față. Doamne, mâncați așa tălbile, tată. Pod, pod, pod de 3. Nu am cum mă dau în el de și mama lui. Praful s-a rege. Ia uite aici e curtea noastră, bă. Bă, pe aici e intrarea, mă? Că nu cred că e altă intrare pe aceea. Da, bă, da, bă, uite aici era curtea noastră, bă, băiatule, bă.
Aici, da, 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 și le bag cu spatele într-o rampă acolo și descărcăm. Între timp ce aia fac pauza pe descărcare și numai bine după aia am program să plec înapoi către casă. Liniștit și în pace. E bine că avem copertaș acolo. O bag în fața double decker-ul ăla acolo. Avem copertaș acolo așa. Și mă bag sub copertaș. Sub copertău. Auzi cum, bă, îmi place cum trage. Ascultă. Du-te încolo, că mă bag acolo. Hai, nu. Mă joevii de viața aici, vă, dragi oameni buni. Deci mă joevii de viața, și ce înseamnă te joevii de viață? Mă săturai cât aștept aici înăuntru. Bată mama dacă nu luară pauza în timp ce mă descărcară. Ce făcură ești, ură. Hai. Hai să plec în nădură și încărcare. Bă, și trebuia să iau ceva de aici, bă, și ce repede scăpam dacă luam ceva de aici. N-aveam stres. Mamă, iubesc poziția asta. Bă, mi-a fost dor să conduc Scania, să mă bată mama. Thank you, buddy, thank you, pal. Take care, buddy. Bă, mi-a fost dor, mă, nu știu, așa stabilitatea. Nu știu că văd așa. Așa prestanța aia stă pe drum altfel, bă, nu știu cum să explic. Să conecte telefonul. Fain, bă, curtea asta acum au făcut-o aici, cumva. Curtea asta cumva aici, acum au făcut-o, nu-i de mult făcută, cred eu, că dă dură o încărcare. Dă dură job și pe mâine, asta înseamnă că am a treia zi săptămâna asta, ceea ce nu face decât să mă bucure. Hai, trebuie să ies pe contrasens ca să ies afară. Mă sper eu dacă cu podul ăla, ai? Dar nu mă duce, mă, GPS la sub pod, asta e ca drept părere să vă spun, folosesc de peste o lună și bag și noapte și zi, știți că în ultima perioadă cam așa. Sunt vloguri, mai dacă sunteți membri, le vedeți și mai devreme. Astăzi a apărut practic ultimul track vlog vechi, în rest numai vloguri vechi și car vloguri vechi. Că am început să dezvolt mai mult proiectul car vlog. În așa fel încât să fie și car vloguri pe canal. Și sincer să fiu, merge bine proiectul car vlog. Deci da, l-am folosit și noapte și zi și să fiu sincer, nu m-am dezamăgit niciodată. Niciodată să zic că mai dau, nu. Își face treaba. Dacă vreți, aveți în descriere toate detaliile în cazul în care vreți reducere pentru el, sau mai degrabă puteți să-l comandați pe Amazon, să-l folosiți. Dacă vă place, îl trimiteți înapoi pe Amazon, că mi se pare că aveți free trial vreo 30 de zile. Dacă nu, la mai multe la unele produse aveți mai mult de 30 de zile free trial. După aia îl trimiți înapoi și cumperi de pe site cu codul meu, știi? Și economisești vreo 60 de lei, dacă nu mai bine, pentru GPS. Acum mergem să încărcăm la vreo 84 de mii încolo, în sus, sper să fie în drum către casă. Bă, băiatule, bă. Miroase urât în patul ăsta, nu pot să dorm, dragi oameni buni. Oricai aici în patul ăsta, miroase urât, bă. Miroase urât, bă, băiete, bă. Stăteam așa și mă gândeam. Este mare lucru să te arunci în pat. Are lenjeria asta urâtă rău de tot, parcă e nespălată de câteva luni. Este mare lucru să stai cu ochii închiși. Am 3 minute și gata programul. Este mare lucru să stai cu ochii închiși. Dacă reușești să stai cu ochii închiși 20 de minute, de exemplu, este mare lucru în viața ta. Yes, please. Hello, mate. John the helm, please. You alright? Yes, pal. No, not bad. New? No, yeah, that's bad. What time are you going to do that collection? Is it Sheffield, I think you're doing?
Yeah, I just gonna finish my break now, just 2 minutes, and I gonna be there in about 1 hour and 20 minutes. So you're gonna be there about 4:30? Yeah, around there. Okay, I'll have another man, no problem. All right, thank you, buddy. Well, thank you. Cheers, yeah. Ta-ra. Ce fac eu, practic, trebuia să tui golul jos. Trebuia să fentez cumva pauza că să tui golul jos, dar am fost impresia că trecut 30 de minute să tui în beiul acolo. Dar n-are nimic, să duci o leagă cu ochii închiși și mă mai recreai, cum s-ar spune. Gata, mă. Gata și pauza. Trebuie să ajung în Sheffield să iau încărcarea. Ce mi-a fi dat încărcarea aia, nu știu, că m-am... Nu m-am îmbărigare, 3. Cărcarea asta din Sheffield. Pistolul de aia era aici la capul meu. Și ăsta scapă aer. Că o zeu mi-a ceva plac cap așa că mi se aia. Și așa era prea aglomerat. Numai bine că mă opri. Să stau o leacă. Stai să mai fur un minut că virgulă care e faza. Faza e în felul următor. Să nu cumva să manevrez iar pauza, bat-o norocul s-o bat. Aude și Menzies. Ia ci. Tot în pat și tu. Colegul de Pitești, PH. La 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 la. Bă, iubesc modul în care 650 V8, vă doreți? Auzi? Și 450 ăsta nu e modul în care leagă vitezele, știi? Serul ăsta că ajung, la cât ajung, dar nu cred că ajung. La 5 dacă sunt acolo să fie mulțumit. Fiind ceasul nu e dat înapoi, stat la mână de la mine. Că am încercat să-l conectez și n-am apucat. Nu, n-am avut timp. 3:30. Dacă 4:30. La 5 dacă ajung să fiu mulțumit. Fiu mulțumit, da. Ți-am cules un trandafir, ce bine ar sta în părul tău, iubirea mea. Sunt în Sheffield și vreau să încarc o încărcare, ies pe ieșirea 34, da. Ce faceți să vă uitați la copii că a crescut mari? Vă place, e? Ce viață, bă, stai și te uiți pe mașinile oamenilor, bă, băiatule, bă. Dragi oameni, fiind prin Sheffield, o singură chestie mai am de făcut astăzi, după care o să iau către casă, trebuie să încarc de aici, de la ăștia Trulife Limited se numesc ăștia. Nu știu pe unde sunt, să vedem dacă merge GPS-ul. Bine, luăm încărcarea asta și o luăm către casă. S-ar vrea să fie fost, să fie doi clienți de-ai lor. Am un trot 41. Hai că vedem acum dacă e să mă bată mama. Hai că mă întinse iară cu vlogan din ala de 3 ore, 10 ore, 50 de ore, 27 de ore. Hai, oamenii care cărora le-a fost dor de un drag vlog cu Scania Super se uită. Și câte o jumătate de oră.
Știi? Oricum am început să pun lungi de la un timp. Pun acolo, bă, să fiu oricum contentul la mine, termin niciodată. Știi? Îmi place, ce-mi place la Scania, că au ambreiajul, auzi, au în pedala de frână retarderul, știi? E o opțiune foarte tare, care o poți activa de aici, știi? Tragi dreapta și dai pe auto. Și când calci un pic pedala, intră retarderul singur. Eu am fost dezactivat așa și-l activai. Pentru că îmi place să folosesc retarderul. Chiar dacă mi-e greu să-l trag, știi? Deci aici ar trebui să încărcăm un fel de... Are, bă, poziția asta, scaun, volan și oglindă care, na, mă, la Volvo o găsești. Trebuie să încărcăm de aici niște profile de aluminiu din ce înțelesei. Am ceva chinci, nu știu dacă am suficiente, dar pun și internal. Acum nu știu dacă trebuie să descarc în garaj ce încarc aici sau nu. Dar vedem, joburile astea dacă sunt pentru distribuție, de obicei se descarcă în garaj. Acum vom vedea ce-o fi și cum o fi. Uite, vezi? Ca puțin frâna și intre retarderul pe maxim. Ce se întâmplă, mă? Iar, mă, pe galben, mă. Ce se întâmplă, mă, cu mine? Numai galben în galben o țin, mă. Din galben în galben o țin. N-am fost pe aici, mă. N-am fost pe niciodată să mă bată, mamă. Dacă am fost aici, e mare parc industrial. Cum e la Trafford Park, așa e și aici. Așa, drept în față aici. Să înțeleg că firma... Cum leagă treptele de viteză, bă. Ce spune 14.5? Și eu câte am 15.2. Păi și eu mă duci către pod? Sau nu mă duci? Că nu înțeleg. E pod aceea în față? Hai! Hai că vedem acu ce ai. Cred că mă bag ăsta, o. Dacă e pod de 14.5. Bă, că mi-a părut asta, adică, că ar fi pod. Pe 5, am 15.2, nu intru. Dacă ar fi să fie pod, nu intru. N-am loc. A, îmi dă 14.5 pe lângă, cum ar fi. Uite, 14.6 ăsta în stânga aici. Dar eu fac dreapta. E în stânga aici, am un pod. Dar nu în dreapta. Eu nu am treabă cu el. Ca să vezi cum îți dă el și cum știe el. Deci firma asta trebuie să fie fac dreapta și după aia imediat stânga. Deci urc pe acolo Amos Road, da? Amos Road și numărul 41. Scrie ce unit e? Nu, numărul 41 numai. Deci pe drumul la care se înfundă în sus trebuie să urc. Voi prinde închis, mă? Nu, cred că e 4, e 5. Deci de acum încolo închid. Toată lumea închide acum încolo. Deci îmi dă atenționarea asta că în partea stângă, dacă virez aici, e pod. Îl duce capul, bă, îl duce capul pe GPS-ul ăsta. N-am nicio, nu-l aud, că n-am niciun win. Nu am link afiliat să zic, bă, vând. Și iau și eu de acolo, nu. Eu l-am primit moca. Și nu. Le-am promis oamenilor că îl pun în descriere. Și acolo e.
Ce număr avem aici? Amos Road. Și trebuie să fie numărul 41. La ăștia în curte, dar închis, cred că. True Life la ăștia, a? True Life Limited. Deliveries Reception. Nici nu știu ce să cred. Nici nu știu ce să cred aici, dacă cumva mă încarcă sau nu. Vor încărca ăștia, mă? Păi spune, mă, așa, mă, că avem contract aici, mă. Dacă îmi spui așa și altceva, să înțelege. Remorca este încărcată, mă, avem contract aici. Stai, mă, să nu mă trebuie să mă fig în gard. Ăla ar fi planul. Îl mătrezesc când vii în garda aici. Se zice goal. Ia cu maxim și nu cred că te vigi în gardă. Adică maxim dreapta. Lasă să mă duc un leac în față. Get out and look. Asta înseamnă goal. Bă, dar la fix trebuie pe lângă gardul ăla, o să mă bată, mă. Nu spune că agățai gardul cu ultima. Nu l-o agățai, mă, nu l-o agățai, nu. Bată-te, norocul să te bată apa azi. Avem contract aici. Care doar schimb remorca. Și n-am stres. E o remorca aici înăuntru. TL-ul ăsta. Bă, de asta parcă mașina în mijloc, mă, nu pot să mă parchez pe aici de el. Da, o bag aici. Și o iau pe asta. Da, e ce trebuie. Numai că mă încurcă mașina lui Staci. Nu puteam. Trebuie să iau la mașina, că n-am cum. Mie-mi trebuie să iau cu maxim aici. Acum. Dă-o la mașina, mă. Dă-o-mi, bă, așa mașina aia, bat-o norocul s-o bată azi. Uite-te, bă, și tu dacă o dă de acolo, bă.
Ai impresia că e în Iași și nu e în Iași, dai și eu lovești, bă. Eu lovești, după aia zice că, bă, mai răbui, că de ce nu mi-ai spus? Că n-am știut că nu e, că te încurcă. Și tot tu ești vinovatul. Vezi că uite oglinzile, bă, că așa mă trebuie să mă urc pe ceva, cumva. Bă, de eu pot să scot pe asta cu dreapta față de acolo, o scot. Cu stânga față. O scot. Mamă, dar mă, parcă ai venit cu ea prea lângă asta, bă, băiete, bă. Puteam să o duc mai încolo. Mama. Așa, mă. Și așa aici se pune la bordură. Și pe aia am scoară să fac dreapta încolo, să o iau pe asta și să plec cu ea. Nu scopul ăsta mă e în spatele. Totul este conform planului. Adică să dăm unul asta. Are actele lipite pe paleți. Și lasă gura. Șt. Ma. Nu sări din prima siguranță. Făcu figură. Pe asta. Deci acum e felul următor. You're right, Paul. Record your message. Hai. Ce înălțime are asta? Că n-am știut unde mă duc, că știu unde mă duc și... Nu spune. Ba da. 4.20. 14. Și ceva. Lasă-l pe 15.2, așa. 4.20 m. Nu știu exact când vine, lasă-l așa. Oricum mă duc către casă și mă duc pe M1 în sus. Stai așa, nu aici. Home. Direct, home. Mamă. O simplă apăsare de buton, bă, vezi ce înseamnă? Ca într-o oarecare măsură să înveți GPS-ul, să-l pui la punct. Să nu mă iau cu prea mult viraj stânga, că să se apropie spatele și poate hârșu că e remorca de lângă. Oricum nu văd nimic în oglindă, așa că făcui și așa o manevră ca să fie bine primită. Mergem către casă, avem și ce, niște rotile din alea pentru cărucioare. Fel și fel de cărucioare. Hai că participarăți astăzi la o dita mai zi din viața mea pe Scania. Dacă v-a fost dor de Scania, probabil ați văzut foarte mult din vlogul ăsta. În cazul în care mai vreți, sunt pe canal. Mă duc în garaj, asta vreau să sun, să văd ce fac în garaj cu această remorcă. Ori o descarc, ori o
ori o las, cumva. Dar probabil că dacă îi distribui, dar nu cred că o scărcăm noi, mă. Nu știu dacă o scărcăm sau nu, habar n-am. Poate să fie și doar o singură scărcare, chiar dacă e vorba de distribuție. De ce mă duci pe aici? Nu mă întorci înapoi pe drumul care veni? Voi să fac stânga încolo? Păi să fac stânga încolo, nu fac dreapta și stânga înapoi? Dacă tu zici să fac stânga, fac stânga, ce să spun. Vă las, dragi oameni, vă doresc o zi minunată, vă pup, man! Și ne auzim pe cei din curtea școlii, stimă-vă!